Hei prieteni, eu sunt Luis Florea și am fost provocat de către cei de la UNICEF România să vă vorbesc puțin despre sănătatea mentală. Încă de la începutul acestei pandemii m-am temut cumplit pentru siguranța mea și siguranța părinților mei și mai mult decât atât, am fost cuprins de o anxietate care sincer am crezut că nu o să mă mai las niciodată. Ce urmează să vă spun este ceea ce am făcut eu ca să reușesc să mă simt un pic mai bine. Mai exact, am transformat toată această energie negativă și tot ce se întâmplă rău în jurul meu în artă, pentru că îmi place să dansez și fac asta de când mă știu, am ales să-mi transpun toată această energie negativă în dans. Dansul mă face să mă simt bine, dansul mă face să mă simt eu și asta am ales că este cel mai bine să fac pentru mine în momentul ăsta. Ceea ce vă sfătuiesc pe voi să faceți este să vă agățați și voi de pasiunile voastre și să faceți din asta micul vostru loc fericit, unde mergeți de fiecare dată când aveți nevoie. Nu uitați, dacă aveți nevoie de mai multe detalii despre această campanie, spuneți oful, le găsiți fără nicio problemă pe site-ul UNICEF România.